Nera și Rapsodia sunt mândria cercetătorilor de la Banca de Resurse Genetice din Buzău. După 20 de ani de muncă, ei au reușit să amelioreze cele două soiuri de tomate de culoare neagră. Mai este doar un pas până la omologarea lor. Despre beneficiile acestor legume, dar și munca din spatele succesului, am vorbit cu profesorul Costel Vânătoru. Culoarea este dată de combinația dintre culoarea epidermei și culoarea pulpei. Culoarea epidermei poate fi galbenă și transparentă. Tomatele de culoare neagră sau vărgată obținute de cercetătorii de la Buzău fac parte din soiul Kumato și au fost denumite Nera și Rapsodia. Procesul de ameliorare pentru această specie a început acum 20 de ani, iar stabilizarea soiului a fost reușită abia acum. Avem trei creații noi obținute din această grupă. Este vorba de grupa tomatelor Kumato, specii, varietăți noi introduse în piață. Avem, noi spunem că am realizat aici o premieră națională și nu numai națională, pentru că am obținut primul soi de tomate Kumato în România și nu numai în România, pentru că tomatele tip Kumato au fost monopolul unei firme mari. Noi am reușit să obținem soiuri tip Kumato care pot fi înmulțite de orice producător și, sigur, caracteristice se păstrează foarte bine în descendență. Aceste tomate sunt superioare față de tomatele clasice, iar prin rezistența genetică la agenții patogeni ori dăunători se pot obține producții mai mari. Au fost obținute prin metode moderne, prin hibridări interspecifice și, pe urmă, intraspecifice și după o perioadă lungă de ameliorare de peste 20 de ani, am reușit să scoatem în piață aceste creații care au început să fie cerute din ce în ce mai mult de consumatori și cultivatori, pentru că sunt deosebite și apreciate în primul rând și pentru proprietățile sale medicinale. O echipă întreagă de cercetători a muncit pentru ca soiul Nera să-și păstreze calitățile de la generație la generație. Soiul Nera este foarte bogat în antioxidanți, în vitamine. Acest soi face parte din grupa de tomate tip Kumato, ceea ce înseamnă că are niște caracteristici superioare față de tomata clasică. Este această culoare deosebită, neagră, atunci când fructul este imatur și, bineînțeles, și la maturitate rămâne această colorație antocianică predominantă. Sigur, oferă o imagine extraordinară. Soiurile obținute la Buzău vor intra în rezerva genetică a României, unde se mai află peste 3.000 de tipuri de tomate. Semințele vor putea fi oferite cultivatorilor experimental încă din această toamnă și vor putea fi cultivate atât în spații protejate, cât și în grădini.